sportiva celebră pe care Andreu Tate a vrut să o cucerească pe internet. Am zis că efectiv n-are cum. O sportivă celebră a mărturisit că a fost abordată de Andreu pe o rețea de socializare. Tinerei nu i-a venit să creadă, însă știa exact care a fost motivul pentru care milionarul a căutat-o. Tânăra abordată fără rușine de Andreu Olivia Dun, în vârstă de 20 de ani, a declarat, recent, că Andreutate a abordat-o pe o rețea de socializare în cursul anului trecut. Gimnasta de origine americană, devenită deja milionară și cu peste 4 milioane de urmăritori pe Instagram, s-a trezit cu un mesaj pe tiktok ei la care niciodată nu s-ar fi așteptat, însă a știut cum să gestioneze situația. Am văzut mesajul lui Andreutate și am zis că efectiv n-are cum să se întâmple așa ceva acum. Mă întrebam ce caută el să-mi dea mesaje private mie. Dar știam exact ce face. Mi-a scris, alături de un trandafir. Era perioada în care devenise extrem de popular, a relatat Dun în podcastul Full Send. Andreu și Tristan Tate sunt acuzați de trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și viol. Pe 31 martie, au fost sete eliberați din arest în urma deciziei definitive a Curții de Apel București. La ieșirea din pușcărie, ambii frați britanici aveam părul și barba lungi. De asemenea, milionarii s-au plâns în repetate rânduri de condițiile precare din celula în care au stat închiși.